Bun găsit, prieteni! Așteptam de multă vreme momentul ăsta, au tot fost tentative de producerea diferitelor medicamente în România, pentru că avem destule fabrici. Antibiotice Iași a confirmat producerea de 2,7 milioane de doze de Amoxiplus pentru Europa, pentru export. Este vorba despre un antibiotic dovedit cu că ar avea efecte benefice în tratarea bolnavilor de coronavirus. Se zvonea că se va întâmpla lucrul ăsta cu câteva luni în urmă și în sfârșit au confirmat cei de la Antibiotice Iași că vor produce aceste doze de antibiotic. Sunt convinsă că vor fi suficiente și pentru țara noastră, chiar dacă se spune că nu există un tratament dovedit. Trebuie să recunoaștem că la nivel mondial s-a stabilit o schemă de tratament în funcție de cât este de severă infecția și pacienții sunt tratați. Foarte mulți dintre ei trec peste această problemă de sănătate cu bine și, mă rog, sunt administrate diferitele antibiotice, pastile, paracetamol și așa mai departe în funcție de gravitatea situației. Deci există până la urmă un tratament care să fie dovedit. Sigur că au fost luate în considerare și au fost administrate și antiviralele care erau pentru alte infecții cu virus, pentru un alt virus, altul decât SARS-CoV-2, dar s-au dovedit și ele eficiente. Și oricum, în perioada următoare, se pare că vor fi scoase pe piață, ele există și sunt în testări, și alte medicamente. Se zvonește că ar fi următoarea apariție pe piață în tratamentul acestei infecții cu coronavirus, acel cocktail de anticorpi pe care l-au administrat americanii președintelui Trump atunci când acesta a fost infectat. Oricum, eu, mă rog, am tot auzit în stânga, în dreapta, că în țară sunt foarte mulți care au avut coronavirus, nu s-au testat de teama faptului că vor fi, mă rog, internați, oamenii, unii dintre ei dezinformați, alții bine informați cu nereguli existente, să zicem, în sistemul medical din zonă. Sigur, nu există confirmări oficiale și nu intru în polemici de acest gen, dar sunt foarte multe persoane care au fost infectate, mai multe decât cele confirmate în 24 de ore de către autorități, oameni care s-au vindecat și asta până la urmă e un lucru bun pentru că rata mortalității este mult mai mică decât cea care a fost publicată. Sunt convinsă că voi și voi, cei care mă urmăriți în acest moment, aveți câte o cunoștință care nu s-a testat, dar a avut exact simptomele respective. Așadar, numărul este mult mai mare al celor care și-au revenit, dar și al celor infectați. Dragi prieteni, vă pup, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată, vă doresc!